Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să îmi permit să trag câteva concluzii în urma intervențiilor extrem de pertinente pe care domnii deputați Lubanović, Tomac, Guran, Pambukcian, Marton Arpad le-au avut, pentru că s-au referit la soluții pe care Parlamentul, Guvernul și celelalte instituții le pot lua în mod real. Și, într-adevăr, spunea domnul deputat Lubanović de serviciile consulare pe perioada între alegeri, pentru că, iată, vorbim acum după alegeri, dar e vorba de asigurarea serviciilor consulare zi de zi pentru cetățenii români într-o țară atât de mare cum sunt Statele Unite ale Americii sau pe, în zone și regiuni unde lucrul ăsta se întâmplă mai greu. Domnul deputat Tomac vorbea despre votul în Moldova și vreau să mă alătur domniei sale în a spune că, într-adevăr, duminică în Republica Moldova sunt alegeri chiar mai importante decât cele din România, pentru că în România, țară membra Uniunii Europene, NATO, cu Klaus Iohannis, cu Victor Ponta, țara este într-o direcție, însă Republica Moldova duminică va alege păstrarea drumului pro-european sau întoarcerea spre est și cred că e un lucru pe care toți oamenii politici din România trebuie să-l susțină. Însă, apropo de împiedicarea votului, în 2009, în toată Republica Moldova, când domnul președinte Băsescu era foarte popular în Moldova, au votat 12.000 de oameni. Acum au votat 37.850. Deci asta înseamnă că trebuie să ne așteptăm pentru scrutinele următoare la o prezență din ce în ce mai masivă și în Republica Moldova și în restul Europei. Cred, de asemenea, că ideea ridicată de domnul deputat Marton Arpad de a finanța și asigura toate pârghiile legale pentru o autoritate neguvernamentală, autoritatea electorală permanentă, este, de fapt, soluția cea mai bună, cea mai puțin controversată și care scoate Ministerul Afacerilor Externe dintr-o bătălie politică altfel inevitabilă. Domnul Pambukcian, care știe foarte bine, v-a atras atenția asupra modului în care trebuie făcută legislația pentru ca aceasta să asigure secretul și principiile constituționale. Toate aceste soluții, repet, pe baza datelor pe care le avem, cred că e important să spunem, 12.000 în 2009 care au votat în Republica Moldova, 37.000. La Paris, m-am uitat, au votat 3.700 în 2009, când o mare parte dintre cei prezenți aici am acuzat fraudă acolo, acum au votat 7.600. Deci e foarte clar că nu s-a pus problema de împiedicare, pentru că au votat mult mai mulți cetățeni, s-a pus problema însă a inadecvării mijloacelor logistice pentru ceea ce înseamnă o evoluție demografică și o mișcare a cetățenilor români, în special în Uniunea Europeană. Toate aceste soluții, sunt absolut convins că în cadrul Comisiei Parlamentare le veți analiza, veți lua măsurile cele mai bune și îmi doresc ca aceste măsuri să fie luate de către și în baza analizelor corecte și pertinente pe care o mare parte dintre cei prezenți aici le-ați făcut. Aș vrea însă atunci și voi participa la acest lucru ca deputat, ca lider de partid. La aceste dezbateri aș vrea să luăm deciziile însă, repet, rațional, cu bun simț și cu gândire pentru soluții. Nu cu demagogie, nu cu bufonerii din partea unor bufoni pe care îi știm foarte bine, cu gândul că în 2007-2008 mulți dintre români au plecat din țară tocmai pentru că unii care erau miniștri la transporturi furau cu sutele de milioane și cum a spus domnul Vasile Blaga, cum a zis domnul Vasile Blaga în 2009, că Ludovic Orban ar trebui arestat, pentru că n-a fost arestat. Și atunci mulți români au considerat că aici e o țară în care hoții și bufonii rămân în continuare, bufoni care, dacă n-ar fi fost pe lista USL, n-ar fi fost azi în Parlament, cu siguranță, ca să ne dea lecții. Cred că este o jignire pentru românii din diaspora să fie reprezentați de bufoni. Cred că toți cei care ați luat cuvântul în mod serios și ați propus soluții coerente, trebuie să participați la elaborarea acestei legislații. Cred că principalul semn de respect pentru românii din diaspora este acela de a spune da, nu ne-am organizat bine, am greșit, trebuie să ne organizăm în așa fel
încât data viitoare, și dacă sunt de 10 ori mai mult, nu doar de 3 ori mai mult, să poată toți vota, dar cred că principalul semn de respect pentru românii din diaspora și pentru cei 12 milioane de români din România care au participat la vot, este să nu transformați încă o dată o problemă reală care are nevoie de o soluție reală într-o simplă bufonerie sau un concert cu chitări. Vă mulțumesc și vă urez succes!